Cinci civili au fost uciși în regiunea Donetsk în ultimele 24 de ore ca urmare a bombardamentelor lansate de forțele ruse, a declarat șeful administrației militare regionale Pavlo Kirilenko. Astfel, trei decese au fost înregistrate în Vohledar, unul în Horhievka și Slaveansk. De asemenea, alte 10 persoane au fost rănite. În mesajul său din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski susține că de la începutul lunii septembrie până acum, Ucraina și-a luat înapoi 6.000 de kilometri pătrați din teritoriul cucerit de trupe. Purtătorul de cuvânt al statului major al forțelor armate din Ucraina, Alexander Stupun, susține că în ultima perioadă armata rusă a suportat pierderi grele și dă asigurări că lupta pentru reîntoarcerea localităților ocupate continuă. Eliberarea localităților de invadatorii ruși din regiunile Harkov și Donetsk continuă. După cum s-a raportat anterior în timpul retragerii, trupele ruse și-au abandonat rapid pozițiile și au fugit în regiuni ocupate temporar sau pe teritoriul Federației Ruse. Această tendință persistă. În ultima zi, ocupanții au luat bunuri, inclusiv automobile ale locuitorilor din Velichi și Dvoricna din regiunea Harkov. Orașul Izium din regiunea Harkov a fost considerat un important centru de comandă și aprovizionare pentru frontul de nord al Rusiei. Sâmbătă, forțele ocup... După aceea s-au retras, iar localitatea a rămas practic distrusă infrastructură. În Izium situația este critică, infrastructura este distrusă. O provocare pentru noi toți în acest moment. Aceste probleme vor fi discutate la cel mai înalt nivel și vor fi luate decizii. Sperăm să reușim să facem tot ce este necesar pentru ca iarna să nu ne ia prin surprindere. Armata rusă a abandonat mii de tone de echipament militar și muniții după retragerea dezordonată provocată de contraofensiva fulgerătoare a armatei ucrainene din regiunea Harkov. În urma acesteia, Kievul a recucerit peste 6.000 de kilometri pătrați de de teritoriu. Toate munițiile abandonate de ruși urmează a fi folosite acum chiar împotriva lor, susține președintele Zelenski. Exporturile noastre de energie electrică fac ca Rusia să se teamă pentru că putem zădărnici planurile Rusiei de a goli buzunarele europenilor în această iarnă din cauza prețurilor mari. Prin urmare, trebuie să ne consolidăm și mai mult cooperarea pentru a depăși teroarea rusă. De la începutul lunii septembrie și până astăzi, soldații noștri au eliberat deja peste 6.000 de kilometri pătrați din în teritoriul Ucrainei, în est și în sud. Noi continuăm să luptăm pentru teritoriile noastre, nu ne dăm bătuți. Pe măsură ce ucrainenii redobândesc controlul asupra regiunii Harkov, apar merg că ororile care s-au întâmplat în luna martie în Bucea și în alte localități din preajma Chievului sunt de fapt o regulă a soldaților lui Putin. Patru corpuri ale unor civili uciși au fost găsite cu urme de tortură în localitatea Zaliznicne din regiunea Harkov, recent recucerită de forțele ucrainene, a anunțat procuratura de la Kiev. Și la Hracove, un alt sat din aceeași regiune, au fost descoperite cadavrele a doi civili cu urme de tortură și găuri de glonț în ceafă. Procuratura ucraineană a deschis investigații privind posibile crime de război.